Sigur că acum vom schimba zona, aspectul iubirii, dragostei, care însoțește sufletul omenesc în întreaga sa viață. Deci un alt aspect al dragostei se referă la puternica relație cu divinitatea. Dragostea de Dumnezeu, de faptele bune, de lucrurile frumoase ce ne înconjoară, ne îndreaptă inima și gândul cu mulțumire și recunoștință către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care aduce binele pe pământ și în viețile noastre. Această stare de spirit o întâlnim și în fragmentul Gloria din Misa Criolia de Ariel Ramirez, un compozitor argentinian. Aici cântecul de slavă este susținut de întregul cor, împreună cu soliștii, cu pianul și cu instrumentele de percuție. Soliști vor fi doi drăgălași și tineri tenori din corul radio, Sergiu Stână și Ioan Orhean. La pian se află Carmen Sândulescu, iar instrumentele în mâinile a doi talentați percuționiști din Orchestra Națională Radio, Dan Cristian Teodorescu și Alexandru Anastasiu. Să ascultăm această lucrare care sperăm să vă facă plăcere și să vă poarte inimile spre muzica sud-americană, care are un farmec aparte. Audiție plăcută! Oh.
de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Santo, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo.